L-ai pupat pe chelie, cum ai spus atunci. Nu m-ai dat din casă. Ok. Pepe, sunt cea mai mare fană. Nu, vorbesc serios, închid camera. Yo, salutare fraților, ce faceți, cum sunteți? Bine v-am regăsit la un nou vlog, un vlog pe care l-am filmat și ieri, dar din cauza unor detalii tehnice a fost imaginea defocalizată, cum vă arăt chiar acum. Din cauza unei distorsiuni de eșapamente, o speria copii. Le-a dat în spaimă. A speriat copii, le-a dat în spaimă. Copiii cu cardieșe și femeile cu... Cu cardieșe! Nu, stai! Era bărbații cu cardieșe și femeile cu... Cu cardieșe! Așa, azi vă avem alături de noi pe Ioana Sfinxul, puteți să-i dați un abonament pe YouTube, să vă abonați la canalul ei de YouTube pentru că postează mai mult ca mine în ultima vreme. Da. Și nu uitați să vă abonați și aici, să facem 300.000 cât mai repede. Dacă vă place clipul ăsta, nu uitați să dați un share, like, subscribe și normal că vă place, follow-și pe Instagram Ioana Sfinxul și Mădălin Șerbanână cu 2N pentru că ăla cu un N este luat deja și n-am vrut să-mi-l dea. Bun, fiind tu din nou invitată la acest clip, al doilea videoclip, primul eșuat acesta bun, sperăm, te voi ruga să începi tu această... Bine. Această treabă, acest challenge. Primul om pe care nu o să-l ghicești niciodată, dar niciodată e imposibil. În momentul în care văd o poză, mă gândesc la 15.000 de persoane și nu știu pe care să o aleg. Vezi oricare. E, toți sunt români, nu? Da, toți sunt români. Îi cântăreți? Oarecum. Liviu Teodorescu, noi? No. Că el n-are așa cioc. Ba, nu știu. O să mă dau bătut. Ba, da, mă, nu. Sunteți prieteni buni. Montrei? Nu. No. Răzvan? Nu. No. E gata? Da. Dia? Du-te, mă. Du-te. Bravo! Super! Extraordinar! Începem și noi cu un boost frumos și niște buze. O, Mira! O urmărești mult, nu? Oh, și încă cum? Mamă! Bun! E frumoasă, pierd. Rău! Ieri am câștigat, cred, și astăzi pierd. Bun, next! Hai! Păi am antrenamentul acum astăzi! Ce să facem? Ce să facem? Acum este această limbuță. Vlad Munteanu sau Cristi Munteanu? Da, e Cristi Munteanu. Păi mei, nu știam exact. Chiar dacă nu seamănă atât de tare, dar na, eu am dat. Au gesturi similare. Da, next. Este această chelie. Ah, fuck! Uite, bă, dar de ce pățesc chiar astăzi așa ceva? Nu pot să cred. Bendeac, scărlă. Zi 1. Unul din ei? Da. Eu nu-l urmăresc pe Bendeac, dar îl urmăresc pe Scărlătescu. Așa că? Așa că Scărlătescu. E Bendeac. Mamă, ce-mi bate inima, crezut că mi-a punctul iar. Eu sunt fan Scărlătescu. Și eu sunt fan Bendeac și Scărlătescu, că-mi place cum găsește, că am mâncat din mâinile lui. Eu am poză cu Scărlătescu. L-ai pupat pe chelie, cum ai spus atunci. Nu m-ai dat din casă. Ok. Ok, știu că sunt foarte apreciați oamenii fit în ziua de astăzi și în special aici la tine pe canal, pentru că tu spui tuturor să mănânce sănătos și să facă sport, da? Da. Așa că te rog să ghicești al cui este acest abdomen. Iuliana Beregoi. Da! Cum ai ghicit? Mi-ai dat și ieri un abdomen și am zis, bai că merge. E, nu era aia ieri. Nu era aia? A, dar nu era aia ieri. Da, Iuliana Beregoi. Este un om sport. Avem aici încă un boost. Mamă, m-ai închis. Rău? Cam. Smaranda? E smaranda! E smaranda! E smaranda! Mamă! Era de ceartă aici, era de ceartă dacă nu o ghiceai. Cum să nu o ghicesc? Cum să nu ghicesc eu bustul smarandei? Îți cunoști mai bine ca Shelly? E, nici chiar așa. La fel! Ok, ok, ok. Ok, avem în continuare niște mâini puternice, niște brațe puternice. Aș zice Bendeac și eu, dar nu-i Bendeac. E artist. Pepe! No, Cărlă! Mamă, mi-am luat-o. Ești Scărlătescu. Și am mâncat din mâinile alea puternice, bă, 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 bă. Avem aici... Shelly. Da, pentru că ai văzut poza. Nu pentru că am văzut poza, dar știu training-ul. Training-ul ăla urât, care toată lumea a zis că, bă, trebuie să-l schimbi. Exact, asta urma să spun. Mie-mi place. Me. Mie-mi place. Chiar nu știu, poate nu-i stă bine lui cu el, apar n-am. Mamă, îmi iau bătaie grav azi. Avem în continuare niște picioare suple. Ești tu? Nu! Aș vrea eu să fiu eu, nu. Cântăreață. Da. Ina. Nu. Pepe. Wow. Pepe. Wow, și era și partea din fața acolo. Pepe. Mamă, dar ce-o pus să o acopere în halul ăla acolo? Cred că l-o strâns tare acolo. Pepe. Mamă, da. Jur că n-am văzut, m-am focusat numai pe poza aia, dar ai avut noroc. Ai avut noroc aici. Mamă, de ce mi-ai dat aici. Mai avem un boost. Nu știu ce am avut astăzi cu busturile femeilor, dar na. Eu zic că nu-i nimic greșit dacă un băiat are treabă cu bustul femeii. Irina? Irina. Alina, Eremia, ți-am dat și ei. Da, dar seamănă. Da? La ce? La păr și la bust.
Da? Au costum de baie la fel, cred că de-aia, de-aia le-am... Sau similar, că la fel era iar ceartă în industrie, nu? Au gusturi bune amândouă, asta înseamnă. Da. Ok, în continuare, prieteni, avem o mână. What the fuck? Este, cred că, cel mai faimos om din țara asta, sincer. Sincer, bluza nu-mi place. Nu trebuie să-ți placă ție. Da. Când te gândești la România, da? Așa. Ce vedete îți vin în Simona cap? Halep. Nu. Nu știu. Începe cu inițiala de pe cană numele ei. A, Andra? Nu. Păi nu-i blondă, da. Nu știu, frate. Andreea Esca. A, ce tare. Păi Andreea, da, Esca. De-aia nu-mi plăcea bluza, pentru că e o bluză pentru o vârstă mult mai ridicată. Dar Andreea Esca este o femeie superbă. Da, chiar da. Și faimoasă. Și rupe tot. Nu cred că există seară în care cel puțin 300.000 de români să nu vadă. Da, constant. Eu cred că toți românii au auzit de Andreea Esca. Normal. E cel mai faimos om din țară. Normal. Faimos. Nu știu, e cel mai vizibil. Cunoscut, da. Cel mai vizibil. Sunt numele ei, a fost auzit peste tot. Da. Cred că e tare rău să fie Andreea Esca. Nici nu cred că am eu ani de viață cât are Andreea Esca în televiziune. Nu știu dacă greșesc. Avem aici încă o chelie. Cristi Munteanu? Nu e el? Păi, nu e el. E Vlad Munteanu. Na, ai luat și punctul ăsta. Ce să fac, nu? Ăla e Cristi. Ba, e Vlad? Vlad! Arată la fel în poza. Nu arată la fel, mă, ce ai? În poza asta arată la fel. Nu e adevărat. Ba da! Nu e adevărat. Mamă, dar oare care-i scorul până acum? Mult la puțin, cred că, pentru Ioana. În continuare, asta trebuie să o ghicești. E o postură unică. Deci, e o postură specifică acestei persoane. Nu mai există nimeni în țară care să aibă această postură. Ia! Toate pozele. Cristina Ștefania. Nu. Toate pozele sunt la fel. Deci, toate pozele sunt exact la fel. Cu această postură. E o șmecheră. Am avut 5 nume în cap, dar nu mi-e zis niciun. Hai zi unul din ele. Unul. Îi place să dea bloc la oameni. Nu-mi da bloc, te rog. Aaa, gata, bă, dar îmi dai prea ușor. Dana Budeanu. Ha, e Dana Budeanu. Bă, arată foarte bine femeia. Bă, arată super bine. Chiar arată bine. Da, dar în toate pozele stă la fel cu picioarele. Uite, ea s-a luat de mine la un moment dat, că a zis că nu știu ce, cum m-am îmbrăcat. Dar eu n-am luat-o, că o generalizat, așa că... Da, eu am apărut un clipul ei, dar n-a zis nimic de mine, doar a pus poză. Mă rog, bănesc că nu i-a pus poza. Păi nu, dar n-a comentat nimic. Și țin să menționez că m-am și uitat la verdictul ăla în care era vorba despre haine albe. Și eu respectam criteriile ei de a te îmbrăca în alb. Deci, e bine. Pepe! Mamă, dar cum îl știe, mamă, frate, poți să-i dau orice. Poți să-i dau până și o pungă pe față că zice Pepe. Știe, îl miroase, îl simte prin telefon, nu poți să crezi. Sunt cea mai mare fană, Pepe. Bă, nu poți să crezi, dar de unde ți-ai dat seama? După ochi? După ochi. Bă, ești nebun, ochi, bă, pătrunzători. Ce-o văd, da, pierd grav azi, mă. Păi dacă mi-ai dai pe Pepe, tu știi și tu cât de mare fană Pepe sunt. Eu te știu, te cred, te știu. Toată lumea știe că eu sunt cea mai mare fană Pepe. Am și poze cu Pepe. Și el știe. Pepe, sunt cea mai mare fană. Și eu mi-am făcut o poză cu el la tera, la Antena Stars. Eu am făcut poză cu el la un festival de muzică și vreau să menționez că fix când a intrat el pe scenă, începuse o furtună din aia super puternică, cu ploaie, cu fulgere, cu d-aia. La zoo! Da! Și ghiși ce? Eu am mers în mulțime și am stat până la finalul concertului în ploaie, și doar ca cântat? Să văd pe Pepe. A cântat Numai Iubirea, era exact ca în music video, era el cântând Numai Iubirea în ploaie, cu pletele zburându-i, era super. Hai, next, am înțeles. Ok, Pepe, un boost. Te iubesc. Uite un boost. Mare, un boost mare. Sper că te încurc. Bianca Drăgușanu? No! Știam că o să zici Bianca Drăgușanu. Știam că mi-ai dat ieri. Ieri ți-am dat, dar... Ea lucrează cu teorie inversă. Da, este Adriana Pestilisu. Avem același tatuaj, vezi? Dar că ea l-are pe față și eu l-am pe spate. Da, tare. Prea ușor i-am dat Ioane azi, să-mi bag piciorul dacă nu. Oi, nu știu cine e. Antonia. Yes. Nu, stai, că n-am... Ce nu stai? Cine? Gata, ai pierdut punctul, e Ina, e punct, Ina. Gata, ceavă, pup, măcar recuperez. Ei, recuperez, am găsit sau măcar nu pierd atât de grav. Ei, știu acum, amândouă sunt la fel de șmechere din punctul meu de vedere, deci ar trebui să primești măcar 0.5. Bine, primești 0.5. Nu, 0.2.3. Ok. Băi, dacă mi-arătai o bucă goală, simplă, nu știam. Și tatuajul ăsta e și recunoscibil, dar da. Problema e că nu-l știu. Nu-l știi? Uite, măcar ăsta de aici, din colț, ăsta trebuie să-l știi. Emauta. No. Este cea mai frumoasă femeie din România, iubita lui Steca. Da. Nu cunoșteam tatuajul. Da, e o... Dacă vreodată vă despărțiți, sună-mă. Cine, Steca sau ea? Ea, nu Steca. Aoleu. Da, e o fată frumoasă. Mi se pare... Da. Doamne, mi se pare prea frumoasă, prea frumoasă pentru această planetă. Bravo, 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 că se întreține, bravo ei.
Un copac galben. Un copac galben, da, cine-i copacul? Nu știu. Vaina, chiar nu-mi dau seama. Mă așteptam să-l pierd și punctul ăsta. Și doream popa, cine-i? Și l-am pierdut. Și l-am pierdut, bă, dar nu pot, bă. Dar hai, sunt prea le facem mâine clipul. Iarăși? Da, îl facem. Nu, vorbesc serios, închid camera. De ce? Că am câștigat? Nu știu, mai putem să facem și partea a doua dacă vreți. Nu, dar avem o parte a doua, aia de ieri, care e de fapt partea a unu. Să votați care dintre părți v-a plăcut cel mai mult. Da, și probabil facem și partea a trei. Ok, next. Ale cui sunt cui este această coamă mătăsoasă? A lui Cazi. Nu. Este... Aș zice Boto, dar nu-i Boto. Nu, este o vedetă. Este un om care este o inspirație pentru mine. Este pe lista de oameni care mi se par... Cântăreț? Nu. Blogger? Eu am o listă de oameni care pur și simplu mă amuză prin simpla existență și nu că mă amuză. Am fost atât de mare fană la un moment dat al vieții Meli. Meli. Mili, ale Mili. Am fost atât de mare fană a lor la un moment dat al vieții mele, încât pur și simplu mă amuză cât de obsedat aș putea eu să fiu de un om. Iar acest om este cam... Acest om este... și țin să menționez că și de soția sa îmi place, am făcut dansuri cu ea, da? Mihai Petre. O bombă. Nu urmăresc, știu, cunosc că ar trebui să fii incult să nu cunoști. Exact. Nu, nu-mi dădeam seama nici poi mâine. Vezi, eu am adus ceva diferit acestui niciodată, videoclip. Niciodată nu venea numele ăsta. Mihai Petre, mereu e în capul meu. Acum este acest braț puternic. E cântăreț. E cântăreț? Uh-huh. Tu? Ești tu! Da, când eram și eu bine, bă, da. Nu, deci a fost o poză pe care să nu o ghicești. Da, a fost aia cu Ina. Una? Una, câte? Două? Trei? Trei ai pus. Am luat nota 7 de trecere. Dumnezeule, nici nu știu cum să închei vlogul ăsta. Da, a fost așa tare vlogul ăsta, mi-a plăcut. Vai. Bine, fraților, vă mulțumesc foarte mult pentru această vizionare la acest clip minunat în care am pierdut detașat în fața Ioanei. Ăla de ieri era mult mai tare, dar nu, cineva... Nu, ăsta e mult mai tare, că am câștigat eu. Dar ne vedem data viitoare. Fraților, aveți grijă de voi, până una alta, nu uitați să ne dați follow pe Instagram, un subscribe aici, aveți totul în descriere, aveți grijă de voi, faceți sport, mâncați sănătos și beți apă 2 litri pe zi? Da. Sau mai mult, dacă da. Încape, pentru că e vară, pentru... Stai! Pentru o viață sănătoasă, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pa! Dacă spui că mă iubești, de ce vii la casă pleci? Eu nu mă îngrop în dragoste, e mai ușor la 20. Să rotă copii.